plângere penală pentru înaltă trădare. Nu e prima dată când Lia Olguța Vasilescu spune lucruri. Nu, Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre o plângere în nume propriu, ar face-o pentru abuz în serviciu. Chiar și aceea este o fantasmagorie a dânsei, vorbește lucruri trăznite. Sigur, dânsa a mai vorbit lucruri trăznite, vă mai aduceți aminte că vorbeam despre investiții, nu-i așa, Ministerul Dezvoltării. Ne povestea de niște investiții care s-ar fi realizat și când reporterii au fost în teren, ce să vezi, investițiile respective nu existau. Apropo și de competența potențială a dânsei pentru o funcție în care ar gestiona investițiile. Nu, pentru un președinte, oricum s-ar numi el, care are imunitate, să-i face o plângere de abuz în serviciu pentru că a respectat o decizie a Curții Constituționale și nu te-a numit pe tine ministru, adică în țara asta să nu o numești pe Lia Olguța Vasilescu ministru, e fie abuz în serviciu, fie înaltă trădare. Râd și curcele de noi.